Hey, și hai să vedem ce fac oamenii pe la iPhone. Scuze, am ajuns exact unde doream să... De ce nu vreau? Hai să-i dăm un enter. Ideea de bază este că Germania, locul 1, anul trecut, anul ăsta venit. Competiția mondială se desfășoară cu o săptămână înainte de Marele Premiu din Singapore. Toate echipele de Formula 1, copiii au avut posibilitatea cei de la Corvitul Saguna să dea mâna cu McLaren, cu Ferrari, cu toți piloții de acolo. În protocolul de franciză scrie că toate echipele vin să viziteze standurile. Deci vă dați seama ce promovare pe faptul că pe mașinuțele acelea mici se vor pune anumite logo-uri ale sponsorilor, pentru că este normal. Da? Iar ca și bonus, toate echipele participante, înainte să plece acasă, participă... Ok, asta e partea a fanii, pentru că știți că nu putem să stăm fără socializare și comunicare. Anul trecut, în septembrie, a participat reprezentanții Colegiului Național Andrei Șaguna. Dar atenție, au fost, și aici este foarte important, de anul ăsta lucrurile se schimbă, adică Formula 1 nu mai dau voie să se dea wildcard-uri. Ei au luat un wildcard pentru că Muntenegru s-a retras din competiție și s-au dus cei de la Șaguna. Cu 3 ani și 4 ani au fost cei de la British School București, mă scuzați. Nu vreau să par ca rădăcioiu, să vorbesc în mai multe limbi. Deci cei de la British School București au fost participanți datorită faptului că au fost sponsorizați de ambasada Marii Britanii, ok, nicio problemă, dar au avut toate condițiile. Costurile de participare și de achiziționare de echipamente sunt extraordinar de mari. Numai banda de 25 de metri lungime pentru concurs costă în jur de 7.000 de pounds, adică 7.000 de lire. Mă gândesc la un proiect în care să creăm niște micro-hub-uri în cele 8 zone de dezvoltare ale României și pe baza unei finanțări europene să încercăm ca liceele participante pe zone de dezvoltare să se ducă să-și proiecteze mașinile cu softul nostru gratuit, dar să le construiască și să le testeze în zona hub-urilor din cele 8 regiuni. E un proiect la care lucrăm și care îmi doresc să funcționeze. Bineînțeles și pe atragere de sponsor, vreau să vă spun că la cei de la Ford Celeritas, se numește echipa de anul trecut și de acum 2 ani, sponsor principal a fost Ford România, iar la cei de dinainte au fost sponsor principal Renault România, la British School. Deci sunt sume de bani importante și de aceea ne gândim să creăm o organizație care să creeze și continuitate. Adică nu pot crea organizația pentru un an și după aceea să o închidem. Este o
cerință a lor să ne asumăm o dezvoltare pe o perioadă lungă de timp, de minim 5-10 ani.